Dragilor, astăzi facem New York Rolls. Să vedeți și voi cât de rapid se pot face faimoasele rulouri New York. Începe cu ingredientul principal și anume foietajul. Eu le cumpăr, știți, gata, făcute de la Lidl. Le puteți face și în casă fără probleme. Dacă le cumpărați, ideal ar fi cele pentru croasante. Au mai mult unt la compoziție și este evident mai delicioase. Problema lor, în cazul meu, este că foaia de foietaj este rotundă și mie îmi trebuie una dreptunghiulară. Așa că am luat una dreptunghiulară care este o foaie normală de foietaj, dar am luat și foi două la număr rotunde pentru croasan. O să le fac eu pătrate. Înainte de toate am pregătit tava de cuptor căreia i-am pus o foaie vegetală. Am scos aluatul dreptunghiular și voi lucra foarte repede cu el, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi. Lucrați foarte repede cu aluatul pentru că nu trebuie să se încălzească, căci altfel se va lipi de degețele și nu vrem asta. Mă ajut de o linie ca să fac liniile, să fac tăieturile cât mai corect posibil. O să fac la 3 cm fiecare. Dar acum se iasă linia cât mai dreaptă, o să tai tot așa după linie fâșiile de foietaj. Cam așa arată foile franjurate, să zicem. Acum este momentul să le înfășurăm. Pur și simplu rotesc așa fâșia de foietaj. Trebuie să fac un rol. Ia uite. Și acum, ca să fie rolul cât mai gras, o să unesc aici, vedeți, următoarea. De asta trebuie să aibă toate fâșiile cam aceeași dimensiune, ca să se lege bine una de alta. Și ideea e să fie foietajul cât mai rece, căci altfel se lipește de foaie, asta, sau de mână și nu vrem asta. Încercăm să fie totul cât mai ok, să mergem drept. Deci vă dați seama că e super ușor, că eu cu o mână filmez și cu una rotesc în fășor. Bun, acum câte punem, câte fâșii din astea, cât avem cercul de gras. Și am să vă arăt cercul. Ăsta este cercul meu și o să mă orientez că trebuie să fie pe jumatea cercului, rolul de gras mă refer, așa că mai trebuie să mai pun unul sau două. Este următoarele 5 fâșii, ceea ce voi face este să adaug puțin zahăr, pur și simplu presar așa puțin zahăr și cu degetele apăs. Va ieși mult mai bun dacă presărăm zahăr, aia fără zahăr o facem pentru cine nu îi place extra dulce, dar ca și mine, cine iubește extra dulce, puțin zahăr presărăm, vedeți, nu e foarte mult, acum apăsăm repede așa cu mâna, dar nu insistăm foarte mult și începem să rulăm din nou următorul rolls. Aveți foi rotunde ca și ale mele, nimic mai simplu decât tăiați, faceți un pătrat și faceți fâșii, iar resturile, marginile astea, pur și simplu le rotiți, cum mi-a rămas mie bucățica asta mică și faceți din ăștia micuți, fără să-i băgați în discuri. Îi lăsați așa, le puneți zahăr și scorțișoară și e super bun, dar să ne cerăm atenția pe rolls. Acum să vorbim despre forme. Formele eu le-am cumpărat de la un bazar. Trebuie să fie formă rotundă, vedeți și voi, ale mele sunt cam mari de înălțime, trebuia puțin o idee mai mică, dar asta e, n-am avut altceva. Forma trebuie să fie umplută pe jumătate cu foietaj ca să aibă loc să se expandeze puțin. Acum le un cu unt și le pun la fiecare. Mie mi-au ieșit 6 din 3 foi de foietaj. Cam așa arată toată situația. Astea de aici le-am făcut mai mititele, să vedem cât de mari se fac, iar pe astea le-am făcut mai grosolane, după cum se poate aprecia. Și cel mai important acum, momentul adevărului, am pus, l-am preîncălzit cuptorul 180 de grade, 200, cam așa, și acum trebuie acoperite ca să nu crească nici în sus. Eu am ăsta destul de mare, nu știu dacă crește mai mult de atât, dar zic tot să fiu prevăzătoare și să astup toată situația. Practic, iau o altă folie din asta vegetală, foaie de copt, acopăr toate cercurile, iar deasupra, ca să nu mai crească aluatul, pun încă o tavă de cuptor. Cam așa, una mai micuță, după cum se poate aprecia. Cam așa arată situația. Le las la cuptor jumătate de oră cu ăsta pus, iar după scot ăsta ca să se rumenească și la suprafață. Am pus o crăticioară cu puțin lapte și 100 de grame de ciocolată albă la topit pentru glazură și voi pune coajă de lămâie, răzuită lămâie de la noi din grădină,
ca să-i dea un gust așa mai exotic, mai special. Aștept să se topească, asta va fi glazura. Aici am glazura, nu vă spun ce aromă, ce gust, ce nebunie. Glazura de ciocolată albă cu lămâie, iar interiorul îl voi umple cu cremă de vanilie pe care o am de 2 zile la frigider. Am făcut un creșmit și mi-a rămas, așa că o voi folosi pentru a umple. Dar puteți folosi ce cremă vă place vouă mai mult și glazură la fel. Acum că ruloul s-a răcit, o să-i fac cu ajutorul unui pai metalic o gaură ca să-i pot băga crema în interior. Pur și simplu iau paiul, îl introduc în rol cam până aici, nu până la sfârșit, ca să-mi iasă crema și după îi fac așa cu paiul în interior, o gaură, ca să intre cât mai multă cremă în el. Vedeți? Eu am o seringă de genul, o vedeți? Am umplut-o cu cremă de vanilie și acum îi băgăm și lui înăuntru, cam așa. Acum fiecare cu ce are pe acasă, cu un șpriț, cu ce aveți. Și dăm aici cât intră. Bun, și odată umplute rulourile, e momentul să glazurăm situația. Fiți atenți aici, ce delicio! Minunat! Putem pune glazura cu lingurița sau să le înmuiem direct în glazură, cum vreți. Și evident le puneți câtă glazură vreți voi. Oh my god, au ieșit super, super, super! Iat unul pe jumătate și cam așa arată la interior, super cremos și îl puteți mânca cu furculița din farfurie și mai adăugați glazură sau pur și simplu așa. Dacă faceți rulourile, îmi spuneți în comentarii. V-am pupat? Eu s-am poftă bună, zic